Următoarea concurentă este Iulia Teleucă, are 8 ani și vine din Republica Moldova. Ne va interpreta melodia Dorule, compozitor și textier Pasa Parfeni. Coreografia este asigurată de trupa Arlechino din Cluj-Napoca. O așteptăm pe Iulia Teleucă. Succes, Iulia! Mulțumim și noi, Iulia Teleucă, din Republica Moldova. Ce ținută, ce stare de volare ne-a oferit. Îi mulțumim tare mult și mă gândesc mereu cu drag la prietenii, la frații noștri din Basarabia, din Republica Moldova, acolo unde starea aceasta de volare, starea de bine este întotdeauna în suflete. Iar acum o invităm pe scenă pe Daria Vasiliu din Piatra Neamț. Are 8 ani și 3 luni și va interpreta o melodie din repertoriul internațional. Nel Blu, Dipinto di Blu, iar trupa Milady din Piatra Neamț va asigura coreografia. Iată acolo pe Daria pozând ca un top model, ce este deja la 8 ani și 3 luni. Daria Vasiliu din Piatra Neamț.
însă când sunt eu cu zi, nu ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e cominciava a volare nel cielo. Vei putea împlini și un albastru se învezi în zi, zi de zi. Și către cer poți striga volare, volare. Și atunci viața ta va prinde culoare. Următoarea concurentă este Daria Ioana Chetraru. Are 7 ani și vine din Bacău. Ne va interpreta melodia Arlecchino din repertoriu internațional. Coreografia este asigurată de trupa Arlecchino din Cluj-Napoca. Daria Ioana Chetraru. Succes! Echilibru aerian.
La Matineu sunt mulți copii posnați, ce vin la cei de arechin atrași. El face tumbe mari și tumbe mici, și tot în circul mare sunt amici. Deși Daria Ioana Chetraru din Bacău. Și iată cum melodiile frumoase nu mor niciodată. O melodie cu care Ala Pugaciova a făcut epocă, să zic așa. Și iată că a preluat această melodie și tânăra generație. Ne apropiem de finele acestei grupe de vârstă, evoluțiilor din cadrul acestei grupe de vârstă, dar o rog pe Sabrina să aibă răbdare, să nu fie nicio clipă impacientată, se va rezolva problema pe care o are cu melodia ei și o să cerem permisiunea onoratului juriu să evolueze atunci când se va rezolva această problemă. Trebuie să vă spun că ultima din cadrul acestei categorii de vârstă, dar nu cea din urmă, este Patricia Melania Crișan din Cluj-Napoca. Mai are puțin și împlinește 8 ani. Ea va cânta melodia Nu mă certa, o compoziție a lui Sergiu Rudici, iar trupa Arlecchino o să vină imediat în spatele tău să danseze. Dar spune-ne, cum te simți tu aici la festival? Eu aici la festival mă simt foarte bine. Foarte bine? Da, și codițele acestea în vânt îți dau un aer așa ștrengăresc. Ce-ți place ție să faci? Mie îmi place să cânt. Să cânți? Da. Și o să te auzi foarte bine, că uite, am prins acum prilejul să aducem o mulțumire trupei senzaționale de profesioniști de la Axial Music și domnului Lupancu. Vă rog să acordați aplauzele dumneavoastră, pentru că domniile lor fac adevărate minuni. Într-o sală de sport este foarte greu să faci sonorizare, să faci să se audă foarte bine, dar domnul Lupancu cu băieții domniei sale chiar reușesc aceste minuni. Ce, nu mai ai răbdare, nu? Abia aștept să cânți. Stai să mi se facă semn din spate că prietenii de la Arlecchino sunt pregătiți și chiar sunt pregătiți. Așadar, Patricia Melania Crișan din Cluj-Napoca! Thank you.
cor deja, că le-am tăiat cu foarfeca. Și mama mea când a aflat, tare rău s-a supărat. Împucă-mă și Lelu, tata, ia fiașul lui cravata, cravata! Îmi place să mă îmbrac în rock și când astăzi îmi găiau foc. Dau muzica mai tare în casă și mama e foarte nervoasă. Îmi place să mă machez, dar îmi fac să mă distrez, să mă distrez. Așa că nu mă certa, nu mă certa, că nu sunt așa de rea. Și la pe vină un coat, toată lumea e a mea. Așa că nu mă certa, nu mă certa, că nu sunt așa de rea. Și când ne cu toate m-a aplaudat, dar l-am supărat pe tata, că și-a văzut bucăți cravata, cravata. Am găsit un aliat, bunicul e fan înfocat, ca tina ta nu i-a plăcea să cânte și ne poată sta. Iau cu rocul cochetez, dar o fac să mă distrez, să mă distrez. Patricia Melania Crișan din Cluj-Napoca și fetele de la trupa Arlechino, de asemenea din Cluj-Napoca, de la Palatul Copiilor. Acum, Sabrina, vino aici pe scenă. Sabrina, vino aici, că tu deja ai acordat autografe, ai trecut prin tot acest complex favorabil de împrejurări. Hai să rugăm pe onorații membri ai juriului să se întoarcă la poziția 11 de concurs. Ia să vedem cum îi rogi tu frumos, așa. Chiar dacă tu n-ai nicio vină, da? Așa, să... Uite, vino mai în față și să vedem cum spui tu acolo. Vă rog frumos să vă întoarceți la poziția 11, să mă ascultați și pe mine, da? Hai, spune-le. Vă rog frumos să vă ascultați și pe mine. Așa, ce zice juriul? Sigur că da, sunt de acord, numai că o să mă ajut tu, să vedem dacă poți să mă ajuți, că până se schimbă fetele de la Arlechino, că trebuie să revină la ținuta aceea de cabaret, de povești, să spunem, tu știi să citești bine? Așa, așa, ia să vedem ce scrie aici, să vedem cine este organizatorul acestui festival. Asociație. Asociația, da. Culturală. Da. Star. Din? Piatra Neamț. Sigur că da. Organizatorul festivalului Volare, Asociația Culturală Star din Piatra Neamț. Iar parteneri sunt și parteneri de nădejde: Consiliul Județean Neamț, Primăria Târgu Neamț, Casa Culturii Ion Creangă din Târgu Neamț, Radio Iași, Secetrovalcom SRL, Grupama Asigurări, Diverta, DNS Birotica,
Axial Music, Media Star Studio, fotografiile oficiale, SECE Eurotipo SRL Piatra Neamț, Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare Piatra Neamț și Liceul Tehnologic Vasile Conta din Târgu Neamț. Aplauze în bloc pentru organizatori și sponsori. Și într-un timp record s-au schimbat fetele de la Arlecchino. Sunt gata, așadar putem cânta din această clipă. Cabaretul poveștilor. E agitație mare, azi este sărbare. De ce? E clar, din povești neuitate, personajele toate la club apar. Azi e cabaret și începe ar show-ul. Pentru un mic recital, trupa de dans Micile Balerine, conduse de doamna profesoară Anca Radu de la Colegiul Național Ștefan cel Mare din Târgu Neamț. Să mă întorc, să o iau de la început, să-mi
găsesc tot ce am pierdut, să fiu iarăși un copil cu ochii mari și curioși, să cuprind în ei tot cerul cu nori albi și bufoși, să fiu plin de fericire, să zâmbesc și apoi să plâng. Deseori trec prin probleme, mă împiedic, nu mai pot. Îmi e greu să trec prin viață, vreau să las în urmă tot. Păstrez vie amintirea vremilor care au trecut, când mă jucam de-a marinarul și strigam toate pânzele sus. Mi-așa de dor de vremea când simțeam că știu să zbor, când cuprindeam tot infinitul în sufletul meu curat. Vreau din nou să simt iubirea așa cum o simțeam de mult, să o îmbrățișez pe mama când îmi spunea să o ascult. Vino iar, copil, absolut superbe aceste micuțe balerine. Vă rugăm aplauzele să fie susținute, pentru că, iată, ele vă salută de la înălțimea scenei Festivalului Volare. Felicitări, drăguțelor, felicitări! Absolut minunat momentul vostru și ne-ați oferit posibilitatea să facem o pauză între grupele de vârstă. Observ că și onoratul juriu a avut nevoie de această pauză, așa că vom aștepta ca membrii juriului să revină pe pozițiile de lucru pentru a trece la grupa de vârstă 9-10 ani. V-am făcut precizarea că va fi o seară lungă și iată, se dovedește că am avut dreptate, pentru că foarte mulți concurenți au avut și au încredere în acest festival. S-a dovedit că este unul dintre cele mai serioase și cele mai inedite festivaluri din perimetrul românesc, pentru că aici întotdeauna se întâmplă lucruri frumoase, lucruri pozitive. Iată că membrii juriului au început să revină. Sigur că este foarte greu, ne apropiem de 4 ore de când se află domniile lor acolo și sigur că este omenește să avem câte o pauză, dar pentru că nu vrem să intrăm foarte mult în noapte, o să-i așteptăm și pe ceilalți membri ai jurului ca să putem continua seara de concurs. Trecem la grupa de vârstă 9-10 ani. Dragi telespectatori, dacă ne urmăriți acolo pe site-ul Radio Iași, vă rugăm să ne dați de veste și mâine vom și realiza împreună cu prietenii de la Radio Iași un
bilanț, să vedem câtă lume a urmărit în prima seară de concurs Festivalul Volare de la Târgu Neamț. Prima la această grupă de vârstă va fi Cosmina Marin din Piatra Neamț. Are 9 ani și 11 luni, va interpreta melodia Clipe, compusă de Gabriela Sauciuc Cicone, iar trupa de dans Arlecchino din Cluj-Napoca este pregătită să intre din nou pe scenă. Cosmina Marin din Piatra Neamț. Bună seara! Petre. Are 9 ani și vine din Târgoviște. Ne va interpreta melodia de Doamne Cântec, compozitor Viorel Gavrilă, textier Eugen Rotaru. Coreografia este asigurată de trupa Milady din Piatra Neamț. O așteptăm pe scenă. Raluca Petre! Și-a primit chemarea sa.
Destin nerepetat nici când sub soare. Omenească trecere, fie lumea veșnic iubitoare, drumul plin de flori, cerul fără noi. Da, Doamne, cânte. Raluca Petre din Târgoviște. Îi mulțumim și noi foarte mult. Iată, Raluca din Târgoviște, ca și regretata Laura Stoica. Mulțumim frumos, Raluca. Cât de dor ne este de Laura Stoica. Și e bine că Dumnezeu dă în continuare cântec și că în continuare o să o urmărim pe Maria Emilia Mihuț din Iași. Are 9 ani și va interpreta melodia Oița Pufi, un cântec semnat Cristiana Livej și Viorela Filip. Trupa Arlechino din Cluj asigură coreografia, iar un baci drăguț deja se află aici pe scenă cu Oița Pufi și o așteaptă pe Maria Emilia Mihuț din Iași. Hand-o-o peste muzica mea. În
ca și astăzi, tot cu mine va sta. Isabela Elena Ciudin are 9 ani și vine din Piatra Neamț. Ne va cânta Ale mele vise dragi, compozitor și textier Gabriel Băruță. Coreografia este asigurată de trupa The Stars din Târgu Neamț. Isabela Elena Ciudin. Și prind contur pe cerul înstelat plin de dorințe. În taina m-a auzit un înger ce-mi șoptea că viața mea întreagă voi cânta. În versuri și pe note gândul meu de copil care crede în anotimpul iubirii pe pământ. El îți va dărui un buchet de armonii să le porți mereu în inima ta. Isabela Ciudin din Piatra Neamț, felicitări! Felicitări și trupei coreografice. Iar acum mergem mai departe. Poziția de concurs 6 pentru onoratul juriu. Din Italia a venit la festivalul Volare Mora Beatrice Dalla. Are 9 ani și 3 luni. Va interpreta melodia Io Canto.
din repertoriul internațional, cum altfel decât să auzim muzică italiană aici la festivalul cu nume atât de italian, Volare. Sigur că ne dorim să fie performanță și cu siguranță ne aduce performanță cea care acum pozează pentru paparații. Mora Beatrice Dalla din Italia. Trupa Arlecchino din Cluj-Napoca asigură coreografia. Che si posa la mattina, le pietre di un sentiero di collina, il falco che si innalzerà, il primo raggio che verrà, la neve che si scioglierà, correndo al mare, l'impronta di una testa sul cuscino, i passi lenti e incerti di un bambino, lo sguardo di serenità, la mano che si tenderà, la gioia di chi aspetterà, per questo è quello che verrà. Io canto, le mani in tasca e canto, la voce in festa e canto, la banda in testa e canto, carro nel vento e canto, you can deferire, musica io. L'odore del caffè nella cucina, la casa tutta piena di mattina, e l'ascensore che non va, l'amore per la mia città, la gente che sorriderà lungo la strada, i rami che si intrecciano nel cielo, un vecchio che cammina tutto solo, l'estate che poi passerà, il grano che maturerà, che lo coglierà, per questo è quello che verrà. Io canto, le mani in tasca e canto, la voce in festa e canto, la banda in testa e canto, carro nel vento e canto, la vita intera e canto, la primavera. L'ultima sera e canto per chi mi ascolterà. Voglio cantare, sempre cantare, cantare. Ah. Alessia Matei are 9 ani și vine din Rožnov Neamț. Titlul melodiei este Oare cine știe?
Compozitor Marius Țeicu, textier Corina Despot. Coreografia este asigurată de trupa Milady din Piatra Neamț. Alessia Matei. Bună seara! Alessia Matei din Rožnov Neamț și noi îți mulțumim.